Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre vorbele marilor înțelepți ai lumii. Mai bine să fii stăpân mic decât slugă mare. Niciunele nu sunt rele dacă te deprinzi de ele. Cei tineri spun ceea ce fac, cei bătrâni povestesc ceea ce au făcut, iar cei nebuni ceea ce vor să facă. Grijile-s la creditori mai mult decât la datori. Sfătuiește-te cu cel mic și cu cel mare și pe urmă hotărăști tu însuți. De multe ori limba taie mai mult decât sabia. De te latră un câine, astupă-i gura cu pâine, n-arunca în el cu piatră, că atunci mai rău te va lătra. Științele sunt uși, iar cheile lor sunt cercetările. Dacă știi cum să te porți, bucățica chiar din gura lupului poți să o scoți. Unde nu e socotință, socoteala merge rău. Cine are, bea și mănâncă, cine nu, stă și se uită. Oaspetele nu mănâncă ce gândește, ci mănâncă ce găsește. Omul, până nu slujește, stăpân nu ajunge. Orice lucru, când e mai puțin, e mai cu gust. Sarea e bună la fiertură, însă nu peste măsură. Care tot mereu vorbește, el treaba și-o zăbovește. Ferește-te să iei fata frumoasă de neam prost, nevasta lăsată de bărbat și văduva care își plânge bărbatul mort. Pu moare la intrare în pis, atunci când bărbatul are mari emoții.